Majoritatea gospodinelor folosesc acest fruct sau aliment la prepararea unor prăjituri, chiar și la cozonac, iar adepții lui Bacchus chiar fac și lichior din el. Dacă nu ți-ai dat seama despre ce este vorba, îți spunem noi. Este vorba despre nucile noastre de zi cu zi. În multe studii efectuate de-a lungul anilor, s-a constatat că nucile au valori nutritive ridicate și sunt bune pentru sănătate. Nuca ta preferată nu este doar bogată în nutriție, cu multe beneficii pentru sănătate, ci și delicioasă. Dacă vrei să știi cum, de ce și totul despre nuci, vei afla în cele ce urmează, deoarece îți aducem toate informațiile pe care trebuie să le știi despre beneficiile acestora și câteva moduri amuzante de a le consuma. Nucile sunt destul de dense în nutrienți și oferă grăsimi sănătoase pentru inimă. Pe de altă parte, sunt extrem de bogate în antioxidanți. Aceste componente bioactive pot avea proprietăți anticancerigene care nu numai că previn creșterea tumorilor, dar reduc și riscul de dezvoltare a cancerului de sân și prostată. În afară de aceasta, antioxidanții stimulează de asemenea sănătatea inimii prin reducerea daunelor cauzate de radicalii liberi. Mihaela Bilic explică de ce este indicat să mănânci nuci. În cadrul celui mai mare studiu de acest gen, medicii și cercetătorii de la Universitatea Harvard au monitorizat 210.000 persoane pe parcursul a 3 decenii. Cercetările au descoperit că cei care au mâncat nuci au avut cu 14% mai puține șanse de a suferi atacuri de cord. Datele au mai arătat că cei care au mâncat nuci au avut cu 20% mai puține șanse de a avea boli de inimă. Specialiștii mai spun că, în general, au avut cu aproape un sfert mai puține șanse de a muri din cauza bolilor de inimă pe parcursul studiului, relatează playtech.ro.